Fiecare persoană prezintă un microbiom unic, asemănător unei amprente digitale. De ce este important să avem un microbiom în echilibru? Ce se întâmplă când acesta se dezechilibrează? Aflăm mai multe detalii de la doamna conferențiar universitar, dr. Sanda Maria Crețoiu. Sunteți și reprezentanta clinicii NutriScience, o clinică care aduce în România pe tapet problema microbiomului. De ce este atât de important microbiomul pentru organismul uman? Acest microbiom este foarte important deoarece menținerea integrității sale este responsabilă de starea de bine pe care o avem. În momentul în care apar tulburări la nivelul microbiomului, starea noastră poate varia în funcție de gravitatea perturbării, de la modificări psihice până la modificări foarte grave sau declanșarea anumitor boli, cum ar fi inclusiv bolile autoimune, bolile inflamatorii intestinale. Și există foarte multe studii care descriu modificări ale microbiomului, inclusiv asociată cu autismul sau cu schizofrenia, deci iată, nu numai cu strict localizarea la nivel intestinal. Cum ne dăm seama că microbiomul este perturbat? Există simptome specifice? Din păcate, simptomele nu sunt specifice și, deși ne așteptăm frecvent ca ele să fie doar la nivel intestinal, ele pot apărea și în cu totul alte părți. Spre exemplu, o stare de, hai să-i spunem, minte încețoșată, o respirație urât-mirositoare, halitoză, dureri articulare. Și, evident, simptomele de la nivel digestiv, care constau în balonări, alternanță de diaree cu constipație și alte tipuri de simptome, ne arată că, de fapt, avem o perturbare la nivelul acestui microbiom intestinal. Există simptome oarecum comune mai multor boli. Ce ar trebui să știe medicii în momentul în care intră în contact cu un pacient care povestește despre aceste simptome? Ar trebui să încerce să facă o anamneză detaliată, să vadă de când datează aceste simptome, eventual să cerceteze literatura și să vadă dacă sunt descrise simptome care asociază o disbioză la nivel intestinal, pentru că nu întotdeauna aceste simptome merită să fie tratate cu anumite medicamente. Pentru că uneori, și am mai dat eu exemplu acesta, administrarea de antiacide la o anumită vârstă face mai mult rău decât bine. În sensul că o consecință a administrării acestor antiacide este scăderea absorpției la nivelul intestinului subțire. Totuși este o noțiune destul de nouă în medicină. Ce ar trebui să știe medicii din specialități care au legătură cu afectarea microbiomului? Și aici mă refer bolile autoimune, deci medicii care tratează aceste boli, bolile gastrointestinale. Cred că acești medici ar trebui întotdeauna să colaboreze foarte mult cu un nutriționist. Pentru că în toate aceste patologii, dieta joacă un rol foarte important în ceea ce ați amintit, atât în bolile autoimune cât și în bolile inflamatorii intestinale. Deci, evident că este utilă terapia specifică bolii respective, dar trebuie să ținem cont și de o dietă adecvată, pentru că în anumite situații dietele sunt chiar specifice și chiar dau rezultate. Și bineînțeles că pot recomanda pacienților lor să se îndrepte către o clinică care efectuează teste de microbiom, pentru că administrarea, să spunem, în orb a acestor probiotice uneori poate face mai mult rău decât bine. De aceea e nevoie să știm exact, cu ajutorul unui test de microbiom, care dintre tulpinile bacteriene sunt proliferate în exces sau care sunt deficitare. Mă refer aici la bacteriile benefice. Ce are specific în acest peisaj clinic a NutriScience în ceea ce privește testarea și, bineînțeles, terapia individualizată. În clinica noastră se efectuează teste de microbiom de mai multe tipuri în funcție de posibilitățile financiare ale pacientului și specific pentru NutriScience este faptul că noi avem un test, suntem singurii care îl facem, care se efectuează în Statele Unite ale Americii și care are avantajul față de alte teste de pe piață că determină, pe lângă tulpinile bacteriene prezente în intestinul pacientului respectiv, testul se efectuează din materii fecale, deci din scaun, acest test determină și o serie întreagă de paraziți și dacă se depistează un parazit în proba respectivă, acesta este determinat prin încă 3 alte teste pentru, tipuri de teste pentru a fi cu siguranță demonstrat că este într-adevăr prezent în proba respectivă de scaun. Și de asemenea se validează care antibiotice sau ce substanțe naturale sunt potrivite pentru a diminua cantitatea agentului respectiv. Pentru că în funcție de gradul de proliferare atât al bacteriilor cât și de numărul paraziților, tratamentul poate fi mai agresiv sau mai puțin agresiv, în sensul că atunci când este doar o mică tulburare, putem administra substanțe naturale care au efect de a favoriza proliferarea bacteriilor bune și de a distruge parazitul respectiv. Ce paraziți neașteptați, de exemplu, pot fi găsiți cu ajutorul acestui test în condițiile în care, făcând teste normale, nu-i identificăm? Spre exemplu, la o pacientă am determinat prezența în scaun a unui blastocistis, o tulpină specifică Asiei. Și am văzut, pentru că în funcție de tulpină, fie că e specifică Asiei, fie că e specifică Europei, se folosește tratament diferit. Și sensibilitatea a fost demonstrată prin acest test. S-a administrat pacientei, simptomele s-au remis după 2 ani, după care pacienta tot încerca să-și găsească cauza tulburărilor digestive pe care le avea. Deci, iată un caz fericit. Cât durează până vin rezultatele? Aproximativ 3 săptămâni, uneori în funcție de perioada de sărbători sau alte perioade de sărbători ale din Statele Unite, poate dura maxim o lună de zile. Și evident avem și consiliere cu specialiștii lor, care sunt medici specializați pe microbiom, în care discutăm strategia care este potrivită pentru pacientul respectiv. Cum ați caracteriza microbiomul din punct de vedere al importanței pentru sănătate? Așa cum arată și studiile și toate congresele care se organizează pe această temă, este un subiect care devine din ce în ce mai important și este părerea mea personală că testarea microbiomului împreună cu testele de genomică în viitor vor reprezenta bazele medicinei care într-adevăr va deveni personalizată. Deci, practic, nu este doar o fiță să te duci să-ți faci aceste teste, ci ar putea fi chiar o necesitate, cel puțin în momentul de față, în anumite boli cărora nu le dăm de cap. Da, evident. Este convingerea mea fermă, de asta am și încercat să aducem aceste teste în clinica noastră, pentru că, în afară de testele de microbiom, avem și teste de nutrigenomică. Aici, la fel, este foarte important să știm cum este funcția de detoxifiere a ficatului, spre exemplu, pentru că dacă enzimele dintr-una din cele 2 faze de detoxifiere ale ficatului sunt perturbate, genetic vorbind, iată că avem surprize. Și la un moment dat, ficatul nostru obosește de a detoxifia atâtea substanțe cu care intră în contact, pentru că nu ne gândim numai la toxicele alimentare, dar mediul înconjurător este plin de toxice.